După ce a fost numit inspector șef al Poliției pentru Protecția Animalelor, la nivelul județului Neamț, Sorin Cazan are de gând să facă cunoscută organizația în întreg județul nostru. La momentul de față, acesta încearcă să obțină un spațiu adecvat în care să poată trata animalele bolnave și totodată se judecă cu Poliția Națională pentru sigla și însemnele mașinii Poliției Animalelor. Noi suntem acum într-un proces cu Poliția Națională pe tema siglei și branduirea mașinii. Cei de la Poliția Națională au mașinile branduite și cu rampa de sus roșie albastră, dar ei nu aveau aprobare de la OSIM. Pe când Poliția pentru Protecția Animalelor și-a luat aprobare de la OSIM, a obținut aprobare de la OSIM, deci noi, să spunem că noi suntem legal. Sunteți deci folosim, cu pas înainte, da. Oarecum, da. Ei, acum ei ne-au dat în judecată și au zis, domnule, folosim însemnele poliției. Nu. Le folosim cu drept. Noi le folosim cu drept, cu aprobarea OSIM-ului. Pe data de 6 septembrie avem un proces la Tribunalul București și vom vedea. Procesul este programat pentru data de 6 septembrie în capitală. Pentru a nu intra în conflict cu Poliția Națională, cei de la Poliția Animalelor spun că pot renunța la una dintre culorile roșu și albastru pentru a rămâne totuși o diferențiere între cele două instituții. Eu nu văd o necesitate ca rampa de pe mașina Poliției pentru Protecția Animalelor să fie cu lumina roșie și albastră. Dom'le, e destul să fie cu lumina albastră. Ca să nu intrăm în conflict cu cei de la Poliția Națională. Ei au spus, domne, ai dreptate și dumneata, sau e un lucru real. Dar dacă noi am obținut aprobare de la OSIM, pentru că cei de la Poliția Națională, IGPR-ul, nu avea aprobare de la OSIM vis-a-vis de rampă. Și am zis, domne, ne chemăm Poliția pentru Protecția Animalelor. De ce? Avem ținute exact cum au polițiștii. Numai că eu nu vreau să fiu polițist. Eu vreau să fiu un om care protejează animalul. Că acest ONG se cheamă Poliția pentru Protecția Animalelor, asta e altceva. Poliția Animalelor are rolul de a întreprinde acțiuni în scopul protejării animalelor și păsărilor, activitățile principale fiind amendarea legislației în domeniu, îmbunătățirea cadrului normativ specific, protejarea ecosistemului și a faunei, reducerea fenomenului de braconaj, cât și promovarea și apărarea intereselor medicilor veterinari din România.